Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Ne ocupăm de stațiunea Săcelu, de comuna Săcelu în această seară, de problemele legate de alegerile locale, de într-un tur sau în două și multe altele. Avem plăcerea ca în studio să fie domnul Florin Jurebie, primarul comunei Săcelu, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit și bună seara tuturor telespectatorilor noastre. Ne-am propus să discutăm despre stațiunea Săcelu, altădată o perlă a turismului național, numai gorjean, care știm cu toții, vara unii dintre noi mai ajungem în zona respectivă și să spunem așa, lucrurile nu stau atât de bine cum ar trebui să stea, deci practic stațiunea coboară de la anii 90, e din rău în mai rău, cel puțin pe partea de bază de tratament, cazare și tot ce era odată la Săcelu. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Chiar dacă, să spunem așa, problema nu e în parohia dumneavoastră decât că administrați localitatea. Practic, activele acelea nu sunt ale primăriei Bălești, ale primăriei Săcelu, Consiliul Local Săcelu. Este adevărat, dar să luăm cu începutul. În 96, pe acea vreme se numea SNLO, actualul CEO, a cumpărat bunurile sau activele din stațiunea Săcelu, pe acea vreme se numea stațiune balneoclimaterică Săcelu. A preluat acele bunuri în ideea de, și toată lumea a fost bucuroasă la momentul respectiv, pentru că banii în complexul energetic de la vremea respectivă erau foarte mulți, mergeau foarte bine și toată lumea a sperat că odată venind acest mare colos din țară sau din Gorj, mai bine zis, va investi în Săcelu și, eu știu, stațiunea se va dezvolta și vom avea de toate și va fi înfloritor acolo în această zonă. Lucrurile n-au stat chiar așa, exact cum spuneați și dumneavoastră. După anii 2000 mai exact, s-a văzut că, de fapt, acea stațiune a fost transformată într-un centru de recuperare și perfecționare a forțelor de muncă doar din minerit. Adică era o stațiune cu circuit închis în care se perindau angajații complexului energetic, eu știu, în diferite sejururi de tratament, de cursuri și multe alte activități ale dumnealor. După 2010, n-au mai existat nici măcar acele cursuri sau de perfecționare sau acele bilete de tratament date către mineri. Și de aici a început, eu știu, în ghilimele, acel dezastru. Adică am ajuns în momentul de față, în 2020, ca în Săcelu să mai funcționeze decât ștrandul, baza exterioară de tratament, iar ceea ce ținea de bază interioară, băi de tratament, ape calde, cazare, masă, toate la momentul în care vorbim, toate sunt închise. Este păcat de ceea ce s-a ales, am pierdut până la urmă din acel an, din 1996, am pierdut și statutul de stațiune balneoclimaterică, transformându-se în centru de perfecționare și recuperare a forțelor de muncă. Și odată cu acest statut s-a pierdut, zic eu, și încrederea localnicilor sau a gorjenilor în dezvoltarea stațiunii. Da. Câteva planuri pentru viitor și să știți că începutul mandatului l-am avut cu, eu știu, cu un elan mare în a face o colaborare cu complexul energetic și am încercat mai multe variante. N-am găsit la vremea aceea înțelegere pentru că obținerea de fonduri era oarecum benefică sau nu
benefică era pentru întreaga localitate, dar complexul energetic nu putea să să obțină fonduri europene pentru că nu făcea parte din întreprinderile mici și mijlocii. Primăria până anul acesta și o să ajungem să revenim la acest subiect. Un istoric al problemelor da, de la Săgeți. N-a putut să, eu știu, la fel să acceseze bani europeni din cauza unor probleme de la venite cu ceva vreme în urmă și am fost un pic așa, cum să zic, înfrânați în a obține aceste fonduri europene. Dar vestea bună este că aceste lucruri nu mai există, putem să facem proiecte pe bani europeni, putem să ne dezvoltăm, putem să facem ceva. Treaba este să găsim acea înțelegere pe care o să vă povestesc că am început câteva demersuri pentru preluarea eu știu, activelor din stațiunea Săcelu. Da, o să vorbim despre acest lucru, însă, deși comuna Săcelu este una mică în raport cu alte localități din Gorj, ea este importantă, are o tradiție foarte importantă, o istorie foarte importantă, însă se mai spune ceva despre ea și vă spuneam înainte de emisiune, o să repet, tot, să zicem așa, din studioul ăsta, domnul Adrian Gorun, președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș, vorbea de un studiu făcut de universitate, un studiu sociologic, care dădea, să zicem așa, anunța cumva dezastru, în sensul că undeva în orizontul anului 2050, practic, localitatea ar trebui să dispară din punctul de vedere al numărului de locuitori. Deci așa de prost stau lucrurile la acest moment. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Da, probabil că studiul, eu știu, sociologii făcut de domnul profesor, are și adevăr, pentru că e adevărat, în localitate mai sunt la ora actuală 1470 de locuitori. Practic ei sunt mai mulți, dar n-au rămas decât locuințele, casele, iar serviciul sau locuința de domicile o are în altă parte, la Târgu Jiu sau în orice alte zone unde are sau unde găsește loc de muncă. Acolo n-au rămas la ora actuală decât bătrânii și câțiva cetățeni care se mai ocupă cu, eu știu, diverse activități agricole. De asta e și durerea, pentru că în zonă, și o să vă explic iarăși un pic mai târziu, una din problemele pe care le-am avut și sper ca până la urmă să o rezolv a fost crearea locurilor de muncă. Dacă speranța a fost la, eu știu, în anii trecuți, ca locurile de muncă să fie în mare parte sau să se axeze pe partea de turism, care îmi doream să se dezvolte, dar cu această înfrânare din partea complexului energetic, acele locuri de muncă nu mai există, ei, cum să spun, mai funcționând doar cu acea bază exterioară. Deci, din turism, este foarte clar, locuri de muncă la Săcelu nu mai sunt. Și atunci a trebuit să găsim o alternativă, o alternativă care, din punctul meu de vedere, va deveni realitate, și anume o investiție care va crea locuri de muncă în zona Câmpul Mare, aproximativ 100 de locuri de muncă. Primăria se implică sau are un teren pe care vrea să-l pună la dispoziție celor care vor să investească, nu neapărat unde-i un investitor anume, doar că s-a plecat de la un investitor și am ajuns sau am trecut primul pas, am obținut hotărâre de Consiliu Local să scoatem un teren de 28 de hectare care aparține primăriei Săcelu, teren care a fost transformat cu câțiva ani în urmă prin planul urbanistic general ca o platformă industrială. Iată că la acea vreme când am făcut planul urbanistic mă gândeam la genul acesta de investiții și iar în momentul de față el devine o realitate, să-i spun așa. Îmi doresc ca pe lângă cei care și-au arătat dorința să investească bani europeni în Săcelu și a crea locuri de muncă, să vină și alții să poată să creeze acolo o bază industrială în care să,
să acapareze, eu știu, forța de muncă, nu numai din Săcelul, și din zonele limitrofe. Cred că aici e o altă problemă. Sunt zone, inclusiv în județ, care, să zicem, au fost mai favorizate cumva pe parte industrială, dar în care cei investitori au avut surpriză neplăcută să nu găsească forță de muncă. Există la nivelul localității forță de muncă capabilă să facă măcar parte din aceste inițiative? Cu siguranță da, atâta timp cât chiar nu există locuri de muncă în localitate. Eu cred că, eu știu, forță de muncă există și, încă o dată mă repet, acolo în zona de Câmpul Mare poate acapara forță de muncă și din zonele limitrofe, eu știu, Albeni, Bengeș-Ciocadia, Crazna, deci toate se pot concentra, Scoarța, toată forța de muncă se poate concentra la, eu știu, în acea zonă industrială. Și încă o dată, repet, este un început cu primele locuri de muncă, urmând ca pe viitor să creăm, eu știu, chiar îmi doresc să fie acolo o zonă industrială. Bun, până la urmă e foarte bine că găsiți, să zicem, sunteți pe drum să găsiți soluții adiacente, dar revenim la partea de turism, corect, stațiunea, pentru care a devenit, să zicem, brandul la un moment dat al județului. Ce se poate face acum pe lângă baza minieră sau luată de minerii și care poate fi recuperată și ați început demersul în această direcție? Ce se poate face din acest punct de vedere? Pentru că omul, când vorbește de Săcelul, primul lucru, tot de plaje se gândește și tot la concedii, să spun așa. Corect. Când spui Săcelul, te gândești la acea stațiune. Da. La și bază și încă o întrebare. Dacă acum câțiva ani, știu că mă uitam la chiar la directorii ICU-ului care spuneau, da, domne, o să facem baza de tratament Săcelul să lucreze, să fie și iarna, să poată să aibă activitate de întreruptă. Și aia este închisă, da, de câțiva ani. Pot să vă spun că de-a lungul anilor, și eu știți că m-am născut, am crescut acolo și locuiesc acolo. Deci am avut sub lupă, să zic așa, toate evenimentele care s-au petrecut în stațiunea Săcelul. Din 96, de când au preluat singurii sau singurul manager care și-a dorit și a și investit în stațiunea Săcelul, este domnul Ciurel. Deci, în perioada dumnealui, nici măcar nu, adică nu vreau să-l flatez, este singurul care a investit în acea bază externă și o știți și dumneavoastră cum arăta și cum arată acum, urmând, deci, planurile și discuțiile de la vremea respectivă, era ca investiția să se deruleze la partea de cazare și la partea de tratament la acea bază internă. S-a investit în acea bază exterioară și ca și acum, au venit vremuri tulburi, s-a schimbat conducerea, s-a schimbat gândirea, s-au terminat toate planurile. De asta îmi doresc ca managementul pe care îl face CEOP ani mulți să cuprindă un plan de dezvoltare al zonei pe mulți ani de aici înainte. Și vă mai spun ceva, știți că stațiunea Săcelul, așa plaja cum este, sau singura care mai funcționează, a făcut cifră de afaceri peste 5 miliarde. Adică oamenii au încasat la acea plajă 5 miliarde, deci doritori sunt să vină în Săcelul. Nu știu de ce nu dezvoltă și partea de cazare, pentru că sunt bani bineveniți tot la complexul energetic. Nu știu de ce nu dezvoltă partea de restaurant. Deci ar putea să folosească, deci ar avea... Au bază, dar au lăsat-o... Ar avea spații de cazare suficiente ca să acopere un necesar, să spunem așa. Sigur că bine, da. Cu investiții, totuși. Au peste, cu investiții, dar... Să prăbușească, da. Dar asta nu înseamnă că nu vor face profit, pentru că dacă ar face un studiu, vă dați seama, au fost zile în care au fost mii de oameni în Săcelul. Deci acele mii de oameni lasă bani acolo în Săcelul. Unde să lase? Că nu are absolut ce să facă la momentul ăsta decât să meargă să facă o baie, pentru că lumea vine acolo mai mult de nevoie. Și știți că... Da, și e mai ieftin să vii la Săcelul de la Târgu Jiu decât să pleci la mare sau mai știu la ce... E adevărat, dar calitatea, încă o dată subliniez, calitatea apelor de la Săcelul nu se compară nici cu cele de la Tăchiriol. Deci suntem mult peste multe zone din țara asta. Da, dar problema e că nu arătăm.
asta. Corect. Și o să vin, și o să vin cu soluția imediat, da. Și o să vă povestesc care sunt demersurile sau ce vreau să fac de aici asta, înainte. Asta vă și rugăm până... să ne spuneți exact ce faceți, pentru că cred că pentru prima dată în ultimii ani, când aud o strategie pe stațiune, deci să începem ceva coerent pe stațiune, pe, până acum s-a vorbit că ce va face CEO-ul, să zicem, și da. am văzut deja ce a făcut. Varianta cealaltă, chiar dumneavoastră sau primarii de-au fost înainte, vorbeați de comună, practic stațiunea nu intra în calculele acestea sau nu, da. Nu era un punct, să spunem așa, vizibil în program. Da, pentru că, încă o dată, vă spun că stațiunea în momentul de față nu aparține primăriei. Deci să înțeleagă toată lumea. Noi în stațiunea Săcelu, în efectiv în zona de centru, nu avem decât drumul. Atât. Restul obiectivelor de tratament, cazare și tot ce mai e pe acolo, aparține complexul energetic. Și era important să spunem la începutul emisiunii de un pic istorioara acestei stațiuni, ca lumea să înțeleagă cine și de ce a ajuns în stadiul în care este în momentul de față. Bine, bun. Nu e nimic nou, sunt foarte multe stațiuni balneoclimatice în țară care au soarta Săcelului sau poate mai cunoaștem, rău. Corect. Da. Pe de altă parte, unii au redescoperit aceste stațiuni și unii le-au duc bine mersi, ba din contră, s-au dezvoltat față de anii 90. E, acum ar fi ca Săcelul să treacă de la stadiul ăla în care nu s-a putut face nimic, să treacă la un alt stadiu. De asta puteți să ne... E adevărat. Primul pas l-am făcut cu ceva vreme în urmă, partea de discuții. Știți și noastră că primul pas îl faci în discuții. Nu puteam, să am vreo idee dacă eu nu puteam să obțin bani. Și revin la acea parte în care Comuna Săcelu, din momentul de față, de la 1 ianuarie, a scăpat de interdicțiile impuse de Uniunea Europeană și în a accesa bani europeni. Bun, am făcut acest prim pas, am făcut o solicitare și așteptăm răspunsul de la Ministerul Energiei, în care i-am povestit toată istoria stațiunii și ceea ce s-a întâmplat și de ce a ajuns în stadiul în care este. Le-am expus un plan pe care îl avem noi ca administrație, pentru că vă dați seama, nu putem să impunem reguli în conducerea complexului. Dar am venit cu un plan de dezvoltare și le-am propus ori o variantă de colaborare, noi ca și administrație și dumnealor, ca privați, într-un contract de colaborare să accesăm bani europeni. Dacă partea complexului nu poate să, sau nu are voie la fel să acceseze, nu știu dacă se vor schimba pe viitor regulile, dacă nu au voie să acceseze bani, suntem dispuși să preluăm activele din acea stațiune și să accesăm bani de investiții și asta se ridică undeva la 5 milioane de euro și să le o dăm înapoi gata făcută după 10 ani, 15 ani sau cât putem să ne înțelegem, să ne dea în concesiune. Dacă complexul va mai fi la momentul ăla. Bun, dar bunurile sau activele rămân. Da, rămân. Rămân și atunci ceva trebuie să se întâmple cu ele. Le-am propus această variantă, așteptăm răspunsul. Eu am discutat și cu conducerea complexului energetic, dar la momentul de față s-a schimbat. Adică până la urmă trebuie să luăm un pic de la zero, să zicem așa. Dar sunt cele două variante. Dacă nu mai avem și o variantă de rezervă, vreau să vă întreb, dacă spun că nu sau rezolvă, nu pot din diverse alte motive. Da, am găsit și această vă. Dar să termin totuși cu banii europeni. Sunt foarte mulți bani europeni care se accesează pe stațiuni balneoclimaterice. Da, deci, multe în țară s-au la Ministerul Sănătății am făcut niște memorii, ne-au și îndrumat ce trebuie să facem ca să redevenim stațiune balneoclimaterică. Este foarte important să redevenim stațiune balneoclimaterică. La momentul de față suntem doar stațiune de interes local. Vreau să o facem stațiune balneoclimaterică de interes național. Și atunci lucrurile se schimbă. Altfel putem
sau pe alte axe putem să luăm banii și bani foarte mulți. Nu vreau să vă spun că pe fiecare axă putem să luăm câte 5 milioane de euro. Și este păcat să nu putem profita de aceste oportunități. Și revin la varianta de rezervă sau variantele de rezervă. Deci cu siguranță voi propune la Consiliul Local să facem în așa fel încât să le forțăm puțin mâna. În ce sens? Dacă acele bunuri pe care le au și le știți și dumneavoastră cum arată, da, dacă nu se investește în ele și vor strica sau eu știu, starea efectiv, de paragină, da, până la urmă, vor, exact, chiar în așa de, arată, da. În momentul de față chiar sunt, bun cuvânt ăsta spus, paragină, chiar arată în paragină. Dacă aceste bunuri nu se vor investi, să schimbăm un pic imaginea și nu vor funcționa, vă garantez că cel puțin de 10 ori le voi impozita. Și atunci să vedem dacă complexul energetic îi va conveni să țină bunuri pe care le plătește sau cheltuie pentru a le avea și nu vor avea beneficii cu ele. Dar acum cum stă complexul energetic cu plata impozitelor și asta? Pentru că pe la alte comune sunt probleme mari. Păi vă spun eu, complexul energetic la toate acele bunuri pe care le au, îmi plătesc 50.000 de lei. Pe an. Pe an. Adică 500 de milioane. Pentru, o da. Sumă infimă la ce bună. Și să vă spun de ce. Ne-au dat cu vreo 2 ani de zile în judecată că ei sunt stațiune sau fac turism. Nu mai știu ce turism mai fac, pentru că ăla nu, ce mai este acum nu mai e turism. Turism înseamnă deja altceva. Ne-au dat în judecată că îi fac turism și că impozitul trebuie plătit la jumătate. Nu, eu l-aș pune de 20 de ori mai mult, pentru că nu fac nimic și le arasă în paragină. Și legea ce spune? Legea, dacă face turism, dar încă o dată vă spun, să faci turism. Păi nu, nu știu care e legătura între complexul, da. Exact, nu știu care e legătura între complexul energetic și turism. Cum vorbeam mai devreme, ce caută un economist la justiție sau un jurist la economie. Păi nu, asta e model patentat acum. Păi, trebuie să fii din alt domeniu decât domeniul în care lucrezi. Cam, deci asta e politică. Am mai avut și... Bun, dar este păcat. Eu dacă le dau niște cifre, ce însemna să celu acum ceva ani, o să se crucească cei de la complex. Adică ei au mina de aur în mână și nu o exploatează. E adevărat. Trebuie investit ceva, dar pot să investească nu cu banii din buzunar, pot să aducă bani. Da. Sau ultima variantă, frate, nu mai aveți nevoie de ea, vindeți-o. Sunt atâția investitori în țara asta în care pot să cumpere să investească. Eu le garantez că dacă fac un studiu, acolo se pot face bani mulți. Bun, dar dacă ar fi preluată, nu se poate prelua, să zicem, și cu titlul gratuit, dacă nu sunt în stare de ea, dar sau la un preț rezonabil să-l poată cumpăra chiar activul respectiv, să-l cumpere Consiliul Local? Așa ar fi frumos. Eu de când știu, această acțiune aparține comunii, comunității, oamenilor. N-am înțeles trecerea de la OGT, apropo că vorbeam de perioada respectivă 96, de la OGT la CEO, cum erau atunci mineritul, cum s-a făcut, adică în ce bază, OGT-ul cum a devenit proprietar la Săcelul pe terenul comunic? Vă spun eu, în acea perioadă, înainte de 90, funcționa OGT-ul, fost OGT-ul, Oficiul Județean de Turism. Prin 92-93, s-a emis o hotărâre de guvern pe care i-a împroprietărit sau i-a făcut proprietari pe toate bunurile deținute la acea vreme. În momentul în care au început retrocedările de terenuri, de bunuri și eu știu alte alea, OJT-ul a simțit că vor veni proprietari să și le revendice și atunci a găsit soluția să facă bani. Cum să facă bani? A vândut către minerit, care la acea vreme, v-am zis, era un colos, avea bani, nu mai conta câți bani dădeau și ce făceau. Și a cumpărat, efectiv, de la OJT un proprietari peste noapte. Pe aici e problema, deci, da. Stațiunea sau apele alea, că până la urmă, având apele pe lângă, te poți dezvolta. Vorbim în principal de apele pe care le dețin. Deci apele alea au fost date de către Dumnezeu Comunei Săcelu
și așa trebuia să rămână. Comunității și oamenilor de acolo. Era o sursă cum de trai pentru localitate, cum în altă comună a dat, eu știu, gazele, în alta cărbune, în alta... Așa ne-a dat nouă Dumnezeu să avem parte de acele ape tămăduitoare. De care n-avem parte, iată. De care n-avem parte, dar vă promit solemn aici, în fața telespectatorilor, că voi face și nu mă voi lăsa până când nu voi readuce stațiunea măcar în proprietatea, sau chiar în, sunt dispus să iau și în concesiune ca să pot să investesc, dar să fie a comunității. Dureros este că încă mai sunt bătrâni care vin și îmi spun: domnule, eu am cărat cu piatra, cu carul piatră să facem aceste bazine. Și astă vară le-am solicitat măcar 20 sau 30 de legitimații pentru câțiva pensionari care au muncit acolo, care sunt de acolo, să poată să-și facă și ei 3 sau 7 băi, le-am solicitat la cei de la complex să-mi aprobe, să poată să intre și ei, că au amărâtă de pensie și au muncit, vă repet, acolo. Și am fost refuzați. Deci, da, dar iată Săcelul, că așa s-a făcut profitul nu... acela de peste 5 miliarde exact. De lei vechi. Dar Săcelenii sau Săcelul, oamenii din comună, n-au beneficiat de absolut nimic de la acele ape. V-am zis, faptul, și poate mulți dintre ei au și apele în curte, pentru că să nu credeți că doar în acea zonă izvorăsc, dar și au apele în curte și vine altul din altă zonă să preia practic degeaba. Eu vorbesc de OJT-ul. I-a făcut proprietar deci, peste noapte. Zic, fără... acolo cred că a fost problema principală la preluarea de către OJT-ul a activelor. Bun, să zicem că asta e problema stațiunii, poate fi cumva rezolvată în această direcție sau ce puțin se poate încerca o soluție. Vă promit că nu voi înceta să mă lupt pentru această stațiune. Bun, vorbim acum de partea cealaltă a stațiunii, ca stațiunea să capete, să zicem așa, să se dezvolte pe lângă acele investiții care trebuie să se facă la nivelul stațiunii, cred că mai sunt și alte lucruri de făcut. Și cam pentru tot Săcelul, să spunem așa, pentru toată comuna Săcelul. Și aici mă refer condițiile minime europene, canalizare, apă, dar și gaze. Mai ales că mai nou, inclusiv guvernul proaspăt demis, anunța ceva de un program cu care toate localitățile sau mare parte din localitățile României trebuie conectate la gaze. Ce ne puteți spune legat de Săcelul aici? Mai ales că ba avem, ba n-avem gaze, ceva de genul ăsta, ba avem canalizare, ba n-avem și toate celelalte. Da. Avem din toate câte mâna, ceva. Sau, da, și mai e o problemă, din ce am văzut pe Facebook, mai nou unii își fac, nu știu, ia apa de la stația de apă de la a comunei sau ceva de acest gen. Da, o să dezbatem fiecare problemă în parte. Să începem cu, eu știu, cu dezvoltarea sau da. Minimele condiții de trai. Și tot la stațiune revin și apoi către cetățeni. Ca să poți să dezvolți o zonă, trebuie să-i asiguri acele, eu știu, minime de utilități, exact cum spuneați și dumneavoastră. Și atunci, primul meu proiect a fost introducerea canalizării în localitate. Vorbesc de primul proiect acum în mandatul 2, primul proiect început. El este făcut, să zic așa, sau banii s-au obținut, s-au fost obținuți, s-a început lucrarea, suntem în termene, deci finalul lucrării este finele anului 2020. Partea proastă este că anul trecut am lucrat foarte puțin și asta ține de constructor. Știți dumneavoastră că în țara asta cei mai neserioși sunt acei constructori. Păi toată lumea și-a făcut încă, o firmă de construcții. Corect. Da, încă la momentul de față suntem în termenele legale. Banii sunt aprobați, banii sunt, doar trebuie luați. Promisiunile sunt că lucrarea de canalizare se va termina în termenul legal, adică la finele anului 2020. Sper să fie așa, ca în 2021 toată lumea să fie racordată la stațiune, la canalizare. Și în special partea de stațiune. Pentru că cineva, dacă vrea să investească, v-am zis, trebuie să aibă acel minim de utilități. Trecem la gaze. Gazele,
Până anul trecut, la finele anului trecut, rețeaua de gaze care funcționa doar la școală, primărie și brutărie, aparținea unei fundații, culmea, aparținea conducta de gaze unei fundații din Da, o fundație Craiova. Care a pus mâna când a cumpărat un tot de la OJT activ, a cumpărat și a cumpărat acel Discobar cunoscut în Săgeni. Exact, Discobar cunoscut, acea clădire de cazare și eu știu, restaurant, a cumpărat culmea și rețeaua de gaze. Cum nu mai știu? Am încercat să sau prima dată ne-au tăiat gazele. De ce? Pentru că acea fundație trebuia să facă mentenanță, revizie și tot ce trebuie la acea rețea. N-a făcut nimeni nimic. Și atunci cei de la OMV a zis, domnilor, asta este un pericol. Da, poate oricând. Este un pericol. Și ne-au sistat alimentarea cu gaze. Vă dați seama că am rămas cu instituțiile, cu școala, cu primăria, cu brutăria și încă vreo 2-3 agenți comerciale, am rămas fără gaze. Fără căldură, fără, eu știu, alte ce țin de gaze. Am făcut demersuri, am luat hotărâre de consiliu și am cumpărat rețeaua de gaz. În momentul de față se lucrează la un studiu de fezabilitate să o reparăm. Pentru că asta e, de asta mor în țara asta. Prima dată hârtile și apoi să mai vedem. Deci, ca să putem să reparăm conducta, ne trebuie o grămadă de hârtii. Dar ea nu era funcțională de vreme ce era... Era funcțională, dar avea pierderi. Adică nu mai era în... Da, înțelegeți? Și alea trebuie găsite, trebuie reparate și puse iarăși în funcție. Asta este primul pas. Da. Următorul, deci asta va alimenta doar zona de centru a stațiunii. Următorul pas, care cu siguranță sper să-l facem anul ăsta, este acea rețea care este deja băgată și n-a fost niciodată în funcțiune, o rețea de vreo 7-8 km, cuprinde și satul Hăiești și satul Săcelu și o parte din Magherești. Da. Acea rețea trebuie pusă în funcțiune. S-a făcut expertiza acum vreo 4 ani de zile și conducta de gaz este intactă. Deci nu are probleme. Dar n-a fost funcțională niciodată. N-a fost funcțională niciodată. Da. Dar nici nu ne-a dat voie să ne legăm de acea conductă privată, care nu mai e privată, e la noi acum. Bun, dar dacă, să zicem, constatăm că conducta băgată în pământ e ok, da. Ne putem cupla la conducta care vine de la Câmpul Mare la Săcelu? Deci există capacitatea de gaze ca să poată să alimenteze și restul? Există capacitate să ținem toată comuna Săcelu cu gaze. Deci capacitatea conductei a fost gândită la vremea respectivă și tot de OJT a fost băgată să alimenteze toată stațiunea și partea de, eu știu, satele limitrofe, adică Hăiești și Săcelu și cu stațiunea și acolo se oprea. Acum stațiunea nemai funcționând sau nemai având nevoie de gaze, știți că aveau niște cazane foarte mari și consumau foarte mult, nemai având acele cazane, eu spun că poate să preia și partea de Blagnița de Sus sau Magherești. Deci capacitatea conductei duce toată comuna Săcelu. Și este păcat să nu avem, mai ales că mingea este la noi. Avem acceptul OMV-ului că în momentul în care s-a rezolvat sau s-a făcut mentenanță pe acea conductă, a dat drumul la gaze. Ea e oprită de acolo, de la parcul de la Colibaș. Și mă întreba lumea acum câteva luni, și e important să spun, de ce am cumpărat o conductă care chipurile are probleme? Păi vă spun eu de ce. În primul rând am cumpărat culoarul acelei conducte și acceptul OMV-ului că mă va racorda la gaze. Pentru că noile reguli îmi impuneau să mă racordez dintr-o rețea de transport națională. Adică primul punct unde mă puteam racorda era Dăneștiul. Păi vă dați seama să duc 40 de kilometri sau mai mult rețea de gaze până la Săcelu. Nu, am deja conducta mea, nu e bună, o înlocuiesc. Nu e niciun fel de problemă, dar o am acolo. Da, de practic reparația kilometri. Poate însemna și înlocuirea ei. Exact, reparația poate însemna și înlocuirea ei. Și atunci, eu cred că este una dintre
investițiile bune pe care le-am făcut și de viitor pentru comună. Vreau ca anul ăsta să dăm drumul pe cele două tronsoane de gaze. Deci, practic, vom avea reparațiile terminate. Avem studiul de fezabilitate, da. Vom avea și reparația făcută, să zicem. Cu siguranță, da. Eu vreau ca în vară să avem pe primul tronson gaze. Urmând să dăm drumul după... Iarăși, probabil că trebuie să mai facem o expertiză, dar se face sub presiune și să dăm drumul pe cealaltă rețea. Da, vreau ca toți cetățenii să aibă acces la gaze. Deci, teoretic, la sfârșitul lui 2020 sau cel târziu în 2021, ar trebui, pe lângă canalizare și apă în toate localitățile comunei, să avem și gaze. Gaze, da. Și bun. Deci, ar fi niște condiții asigurate pentru un trai de secolul 21, să spunem așa. Da. Cum stăm cu drumurile la nivel de comună? Da. Știți că cred că am fost primul primar care am început să asfaltez drumuri. Și primul primar de unde? Din comună? Din sau comuna Săcelu. Am înțeles. Să ne înțelegem. Nu, primul primar din... Nu. Până la mine nu s-a asfaltat absolut nimic. Și am fost primul primar care am făcut acel tronson de asfalt în... Din asta știți mai bine, în Bereasca. Da. Bun. Am trecut la următorul pas, am făcut toate demersurile, inclusiv proiectare. Am obținut și fonduri pe acel FDI pentru 12 km sau aproximativ 12 km de asfalt. În momentul de față, toată documentația este depusă pentru a se licita. Deci, cu siguranță, în două luni de zile se va termina și partea de licitație și vom da drumul la lucrări. Ce sectoare? Deci ce cuprinde nou proiect? Cred că are în fiecare sat câte o porțiune. Avem și în satul Magherești, și în satul Săcelu, și în satul Blanița de Sus, și în satul Jereștea avem. Și știți că acel sat este izolat și mai sunt câteva case, tot din cauza condițiilor de viață. Da, e foarte greu de e foarte greu de ajuns acolo. Și inclusiv pentru acei cetățeni am făcut proiect de asfaltare. Sper din tot sufletul ca la fel anul ăsta să începem sau să demarăm lucrările. E un pas important pentru localitate, pentru cetățenii din localitate care, v-am zis, până la mine n-au avut decât... Acum, știți că fiind și an electoral, automat, cei care se uită la noi pot să suspecteze faptul că ne lăudăm mai mult decât e în realitate. Nu, n-are nicio legătură, eu vorbesc sau sunt certitudini, îmi pare rău sau cine este interesat, pot să le arăt stadiul în care suntem. Licitațiile sunt publice, pot să intre pe partea de SICAP, să se uite, sunt licitații publice, sunt toate demersurile sunt făcute publice. Bun. Să zicem că avem condițiile, cum spuneam, de demne de anul 2020. O să atragem însă celul și tinerii. Cum? Mai ales că tocmai am vorbit mai devreme despre faptul că dispare comuna în 30 de ani. După statistica ultimelor ani era normal și v-am și spus de ce. Nu locuri de muncă, nu condiții de viață, nu nimic. Acum, dacă se schimbă și condițiile de trai sunt mai bune, dacă locuri de muncă se creează, nu știu dacă vom putea prelua stațiunea, ce credeți că nu sunt locuitori care își doresc să acceseze un fond european pentru pensiune? Dacă stațiunea duduie? Eu zic că da. Cu siguranță, dacă există polul de atracție al stațiunii, se vor putea face și pensiuni, se va dezvolta zona. Corect. Și pe lângă alte pensiuni vor veni și părți de, eu știu, de divertisment, de petrecerea timpului liber și multe alte chestiuni care se pot face... față de anii 90, să zicem. Care se pot face pe lângă. Dar cheia tot acolo e. Acolo trebuie să mișcăm un pic roata. Și vă garantez că o voi învârti. Bun. Să zicem că avem aceste lucruri, cum încurajăm? Vin, să zicem, proiectele prin dezvoltarea stațiunii, să zicem, vom atrage cumva tineri. Dar pentru tinerii comunei, ăia care sunt și n-au plecat la muncă în străinătate, cum se întâmplă cam prin toate localitățile țării,
nu v-ați gândit la un program, la programe speciale să încurajați? Mă gândesc că prin unele comune se încurajează, de exemplu, nașterile, prin alte comune li se dă, adică, un ajutor sau li se oferă, nu știu, terenuri ca să-și întemeieze, să-și facă o casă sau ceva de acest gen. V-ați gândit la ceva de genul ăsta să atrageți în zonă? Terenuri ar exista? Știți și dumneavoastră că toate lucrurile pe care le spuneți se fac cu bani. Dacă ne uităm în vizteria primăriei Săcelu, cred că este cea mai săracă, ca venituri vorbesc, comună din Gorj. Deci toate aceste programe se fac cu bani. Neavând acces până acum la fonduri europene sau la bani europeni, n-am putut să facem astfel de programe. Bun. Dar haideți să explicăm puțin, că am promis telespectatorilor mai devreme, da, faptul că, deci să explicăm de ce comuna Săcelu n-a putut să acceseze atâția ani fonduri europene. Da. Cred că e cunoscut cumva, cei care urmări media știu. Da, cei care sunt în localitate, ei știu. A fost la vremea respectivă o problemă cu alimentare cu apă. Mă rog, s-au găsit o lucrare de alimentare cu apă. Nu, s-au găsit probleme, ceea ce s-a întâmplat acum, atunci nu vreau să readucem acum sau să discutăm, eu știu, nu, amănuntele, dar puși la index, da. De atunci, faptul că beneficiarul acelei investiții a fost Consiliul Local, ulterior Primăria Săcelu, Uniunea Europeană ne-a pus condiție sau ne-a restricționat până la recuperarea tuturor banilor, eu știu care, să zicem, fraudă sau lipsă sau eu știu, până la recuperarea tuturor acelor bani, am fost opriți să mai accesăm fonduri europene. La un moment dat am zis, nu se poate, zic, hai să încercăm măcar. Și am făcut un proiect mai micuț, e adevărat. L-am făcut eligibil, mi s-a dat ok, avea tot ce trebuie, punctaj, și a spus să mă duc să semnez acel contract pentru bani europeni. M-am dus la Craiova și mi s-a pus în față o declarație pe proprie răspundere că primăria Săcelu nu mai are niciun sau nu are niciun fel de datorii către niciun program european. Ori așa ceva nu puteam să scriu, pentru că aveam de plată, era normal, și aveam de plată și riscam să fiu acuzat de obținere pe nedrept a fondurilor europene. Și atunci am zis nu pot să spun că n-am datorii, dacă am. Și aceste datorii au ținut până la 1 ianuarie 2020. Deci suntem curați. Asta mă bucură cel mai mult sufletește, că putem măcar să încercăm exact, să nu ne mai arate cu degetul, da, domnule, dar nu luați bani europeni. Păi n-am putut să luăm bani europeni. O să putem de aici înainte. Ok. Vorbim de o localitate modernă, cum spuneam, a anului 2020. Ca să fie și mare stațiune pentru petrecerea timpului liber, ar trebui să existe niște obiective, cum ar fi casă de cultură, bibliotecă comunală, bineînțeles și există dispensar pentru locuitori. Da. Cum stăm cu aceste active, mai ales că la un moment dat ați avut niște probleme legate de aceste... Sunt și la ora actuală și o să vă explic cum stăm. Tot vis-a-vis de datoriile primăriei către AFIR, cele două bunuri, dispensarul și casa de cultură, au fost sechestrate și scoase la vânzare. Cu mult înainte de a fi eu primar, treburile astea se derulau din 2006, cred. Eu am venit în 2012, primul mandat. Le-au scos la vânzare și s-au și vândut. Ulterior am contestat toate aceste acte de executare făcute de către ANAF și s-a dovedit că am dreptate și ANAF-ul a scos la vânzare niște bunuri care aparțineau domeniului public al Comunei Săcelu, ceea ce nu puteau să vândă bunurile din domeniul public. Am câștigat acel proces prin care ne obligau să emitem o nouă hotărâre de Consiliu și să le facem cadou. N-am putut să fac treaba asta și atunci a trebuit să mă apăr.
Am terminat acel proces, am început demersul și avem un alt proces pe rol pentru a anula procesul verbal de adjudecare de la acea licitație. Deci suntem în, chiar astăzi a fost termenul, dar am înțeles că a fost în grevă la justiție și nu s-a judecat, dar suntem în instanță cu anularea acelui proces verbal ca bunurile să ne revină la noi sau unde le e locul, la primăria Săcelu, și căminul cultural și dispensarul. Mai mult de atât, eu am comandat, de fapt am discutat și urmează să comand către, după aprobarea bugetului, pentru medicul de familie din, pentru că vă dați seama, în condițiile în care dispensarul n-a mai fost nici vândut, nici al primăriei, nici al finanțelor, nu s-a mai investit nimic. Deci dispensarul la momentul în care vorbim arată jalnic. Da. Și atunci, până la lămurirea situației și vă dați seama că va trebui investit în el ca medicul să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie, am găsit o soluție să cumpărăm niște module, sau două module mai bine zis, cu două cabinete medicale, pe care să le amplasăm lângă primărie. Care medicul să vină în condiții normale, omenești, să primească cetățenii din comună și să le ofere serviciile de specialitate. Pentru că, v-am zis, nici măcar apă nu mai are la dispensar. Sau nu mai avea, nu mai știu în momentul de față. Adică, da, este o situație din acest moment și apropo de și alte... Și au plecat toți cei care erau asigurați, au plecat de la medicul de familie din această cauză și atunci trebuie să-i aducem înapoi. Le oferim condiții. Da, mai este, apropo de sala de sport făcută în vremea guvernării Năstase, care și ea, din câte știu, este nefolosită la acest moment. Da, nu că e nefolosită, este folosită, însă terenul pe care a fost construit nu era al primăriei. Și atunci, eu știu, terenul a fost retrocedat și atunci a rămas terenul al proprietarilor și sala de sport a primăriei. Înțelegeți? Am înțeles. Și eram acuzat, și cu asta am terminat, eram acuzat pe acea vreme că și familia mea face parte din acei proprietari ai terenului de sub sala de sport și vă asigur că în tot mandatul meu, sau din 2012 până în 2020, nu am dat niciun ban chirie, cum se vehiculează că s-au dat bani pe chirii la teren. Nu s-au dat bani. Foarte important. Zile. Și nu se vor da atâta timp cât voi rămâne ultimul acolo. Minut, ca să tragem o concluzie a emisiunii, renaște Săcelul sau nu? Deci v-am promis și, și în timpul emisiunii și vă promit acum cu fruntea deschisă sau cu așa zâmbind că stațiunea va reveni acolo unde este locul să fie sau să aparțină primăriei Săcelul, a cetățenilor comunei Săcelul și de acolo să avem de câștigat. Țineți minte că rămâne înregistrarea și o să mai revenim la acest subiect. Cu siguranță, da. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, invitatul nostru Florin Jurebie, primarul comunei Săcelu. Mulțumim de atenție, la revedere!